Azi vă spun o ghicitoare, este un fel de testare. Cei care ați trecut pe aici, e posibil să o ghiciți. Treci podul la Mihai Bravo și te lovește necazul. După intersecție, îndată, servisul cu drag te așteaptă. De ce banda 2, de fapt, te trimite la remat? E periculos acest canal? E, că uite, uite și aici. Oricât ar fi mașina de bună, dacă a trecut peste acest canal, se transformă în rablă? Da. Direct? Da. Sau indirect? Direct. Ce ar trebui să facă autoritățile? Asta nu știu, nu pot să vă spui. Dar e prea înaltă? E prea înaltă și trebuie să mai torne asfaltul. Ce crezi că l-a făcut așa înalt? A să treacă mașina peste el, să facă pană. Cum e canalul acolo? Foarte urât, la fel ca și piramidal. Creează probleme în trafic? Foarte mari probleme. S-a întâmplat să facă pană careva pe aici un șofer? Nu știu, dar sigur propădim mașina. Dacă ați trecut cu mașina peste el, direct rematul vă așteaptă? Da. Direct servisul? Da. Deci asta e singura metodă prin care îți poți transforma mașina rablă? Corect. Să treci peste el? Să treci peste el și să-ți rămână roata în drum. Deci chiar... Dar nu e problemă, că îți rămâne roata acum, e o fericire, e simplă. Dar să nu se fisureze, să-ți rămână pe acolo, pe pot, pe undeva. Acum sunt mașinile parcate și să spunem că mai evitați, dar seara când nu e nicio mașină parcată, mulți nici nu știu că aici e canal. Logic așa este, că nu se vede. Toți niște voți! Răspuns simplu și banal, e vorba de un canal și la câțiva metri altul, apoi te așteaptă rematul. Ai trecut pe această bandă, îți transform mașina în rablă.